Salut, eu sunt Marker, astăzi o să vă arăt un nou mod, Breakpoints mod. Deci, dăm la arme și din câte vedeți sunt o mulțime de arme. Deci, astea sunt arme super șmechere. Deci, haideți să vă arăt unele dintre ele. Una dintre ele, dinamita. Pum, pim, 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 pim. Bum, du, du, du. Dinamita care distruge. Dar îmi place mult. Așa. Să începem cu prima. Deci, din câte vedeți, suliță. Deci, facem, ca să spunem așa. Agame. Dați puțin, să-mi iau și o armură. Că nu sunt venite pe stradă, să spunem. Deci. Ne luăm. Tam. Asta scăpă bine 0 în match. Așa. Game mode 0. Punem un zombie. Stați puțin. Opțiuni. Ușor. Deci, un zombie mă atac. Dă fraiere. Ceac. Asta să trebuie să luăm sulițele de pe jet. Deci. Cium. Trebuie să iau o suliță repede de pe jos. Ceam. Bum. Deci. Cam în mode. Moare cam greu. Serios. Dar ia uitați. Atât de bine este făcut acest mod încât. Ia uitați. Atât de bine este făcut. Acum vreau să vă arăt. Trecem la toporul acesta. Ia, vreau să soamne și eu în atac, mă, da? Pot. Destul de tare, oricum, acest topor. Stați să-mi iau direct toate armele, ca să nu mai... trebuiască. Deci, aici vine toporul. Leau de diamant, că-mi plac, că sunt mai frumoase. Deci. Deci, game mode 0. Deci, punem, să zicem, un zombie. Da. Wow, mă atacă. Ce minune. Acum o topor acesta. Și văd că e foarte tare. Acum o să dăm cu chestia asta. Da. M-am convins despre ea. Cuțitul, din câte vedeți, doar e un cuțit și bă, că e destul de eficient. Îi spunem ăsta. Da. Și stați să mai încerc o dată. Adică, ăsta... Trebuie să bag asta în el sau cum? Sau chiar nu înțeleg. Doar o ieși o dai așa? Adică, uitați, eu pun asta aici. A? A, tare! A,
Stați că nu merge pușca stracuia. Cred că n-am cartuș. Haide. Uitați. Ciudat. Deci, cu ăsta, văd că nu merge. A, trebuie să țin timp. Deci trebuie să ții pe ambele clicuri sau, uite, acum încarcă și trage. Am înțeles. Și praf de pușcă cum ne-ai mai făcut cu ăla. Uuu, ce tare, deci. Uite, fă, stai. Plășc. Plășc. Foarte tare. Uu, dar cum n-ai bata bubui, stai așa. Tere direct, dar frumos. Este, dacă suntem mulți, mult. Oh. Fraieri. Gashmaker. Ca din Assassin's Creed. Da, nu știu ce face chestia asta. Muschet. Aia. E sabie de aia. Ce. Ah, nu. Atunci pot să-l mor direct, așa. Așa. Game mode 1. Da. Deci, aici din câte puteți vedea, cred că vă dați seama, aici sunt săgețile. Aici o să luăm dinamita, Venom, Canon, Totun, cu multe de astea. Ăsta e preferatul meu din Assassin's Creed. Așa. Dai, să luăm multe. Doar una. Da. Și mai este ceva? Nu. Deci cam atât. Hai să începem. Game mode 0. Deci, dinamita, din câte știți, am mai folosit-o. Mă, vreau să văd ce face de fapt chestia asta. Uitați. Ce? Dă cu foc. Dar se consumă o dată. Și n-aș pasă la picioarele. După trebuie să dau... Pam! Trage! Bravo! Deci, acum încercăm cannon. Ce? Cum ai pătrășit asta? Ce n-ai la? What the hell? Poate... pe ăsta te dai jos. Păi da, bag din chestia asta. Aulă, ce-ai mă? Uite, și acum nu poți tăi și tu odată, uite, că l-ai în vizor. Da, e cam ciudat cu tunul ăsta. Vezi că nu mi-e frică să trag în tine, frate. Sens. Deci, tunul ăsta e o prostie, nu știu ce... faci cu el, știu dacă că faci ceva cu el. Da. Deci haide să-l lăsăm. Deci cred că pistolul ăsta știți ce face el, e din Assassin's Creed. Ia, eu l-am pus în bălăie. Fraier! Bum! Așa. Deci aici e chestia asta care... Dania! Uitați! Vezi aici?
acum mai aveam să vă mai arăt chestia asta. Deci nu prea știu cum se folosește, știu că e, uite, vină la mine, frumosule. Păi ia fraiere de aici. Bun. Deci cam asta a fost episodul. Dar înainte să închei, aș vrea să fac o ultimă chestie. Da. Cel mai frumos lucru. Dar vreau să văd dacă merge. Punem un TNT și trecem în el. Așa. Deci, punem așa. Bună ziua, s-a distrus. Deci. Vezi că vă luați, frate. Nu sunt eu mămițica voastră să... Da. Deci. Așa, deci. Aș vrea să fac o piramidă mică. Mică, ca să nu distrugă nimic, fiindcă mapa asta e, vedeți, din câte vedeți, e o mapă foarte importantă, e esențială că piramidele există aici, fiindcă aici este deșertul piramidelor din TNT. Pe vremuri oamenii erau. Și nu știau ce ăla TNT. Viața a devenit mai ușoară când eu am făcut chestia asta. Deci, cam ăsta a fost episodul, eu am fost Marc, nu uitați, dați un like dacă v-a plăcut, salut!